Pe fondul pandemiei de coronavirus, multe state membre restricționează libera circulație a persoanelor și bunurilor. Este esențial ca producția, transportul și distribuția produselor de protecție a plantelor să rămână fără restricții dacă dorim să garantăm siguranța și securitatea alimentară în România. Comisia Europeană planifică să pună în aplicare conceptul de coridor verde pentru bunuri exclusiv inputuri agricole. Asociația Industriei de Protecție a Plantelor din România a făcut mai multe demersuri în acest sens, consultându-și mai întâi membrii. Conform estimărilor actuale, campania de primăvară va beneficia de suficiente produse de protecție a plantelor. Mai multe detalii aflați dacă accesați site-ul nostru agrotv.ro, unde găsiți și multe alte informații interesante legate de situația actuală din industria agricolă.